Pasiunea pentru agricultură înseamnă dorința de a merge pe teren în fiecare zi, de a petrece cât mai mult timp în natură, dar și de a studia aprofundat acest domeniu, încât orice lucrare și producție să fie una de calitate. Andrei Țăruș, din satul Mana, raionul Orhei, se ocupă de 6 ani de cultivarea culturilor bacifere, cum ar fi murul, căpșunul și zmeurul. Bărbatul cunoaște atât de multe informații utile despre culturile respective, încât ar putea scrie o carte pentru agricultorii interesați de înființarea unor asemenea afaceri. În emisiunea de azi, gospodarul ne-a prezentat cu drag activitatea sa. A împărtășit cu noi din experiența lui de lucru, dar și unele secrete ce țin de îngrijirea corectă a plantațiilor pentru obținerea unei roade bogate. Sunt agronom și specialitate și pe baza științelor care și studiile care le-am făcut ne ajută pentru lucru, pentru viața de toate zilele, pentru viața plantelor, dar ocrotii și tratarea de boli. Avem zmeură pe suprafață de 0,8 hectare, adică 80 de arii. Restul avem undeva 3 hectare avem de mură și avem o parcelă de căpșuni. Am investit foarte mulți bani, nici nu mai țin contul, pentru că fiecare, uitați-vă aici, noi tot plantația pe irigare, 1 metru linear, e 5 lei și 30 de bănuți, un metru linear de cablu de irigare. Nu mai zicem de stâlc. Stâlcii am dat cumpărat și cu 40 de lei, cu 45, mai scurt, e foarte mult cheltuieli. Noroc că atâta că am avut banii proprii. Am lucrat în Elveția și am banii care i-am avut, i-am investit aici. Până în timpul de față, noi venituri avem foarte puține pentru că ne lărgim, adică mergem pe sistema de a face un viitor mai stabil și de atâta cheltuieli sunt foarte grozave. Murul este o cultură foarte care dă mult bine venit, adică a treilea an, dacă am sădit un anul ăsta, în al doilea an nu, dar a treilea an deja este în rod. O parte din producție o realizăm la piață, la Orhei, o piață la Chișinău și mai vin, avem comenzi care vin refrigeratele și le iau direct de pe câmp și le exportează la Rusia. Ne aflăm în plantații de mur care și sortul de care este plantat aici este lohtei, se numește lohtei. Este un sort de origine engleză care este timpuriu, cel mai timpuriu prin timpul de față care este la noi în Moldova. Este un sort dulce. Cei mai mari ne-a ajuns care n-au știu cultivatorii de mur la noi în țară. Este tăierea de primăvară a murului. Noi avem, la curățări avem să-i lăsăm 3 brațe și la cele brațe îi lăsăm 4-5 ramuri laterale. Prima ramură o lăsăm, de exemplu, de uitând pe grosimea lemnului. Dacă lemnul e cât creionul, lăsăm la 80 cm. Când mai ajungem în șetșor, la 5 oicuri, la 10 oicuri, până și ajungem noi la sus, la asârma 3, adică la undeva la înălțimea la 1,50 m, 1,80 m. Chimicatea nu trebuie pentru că ei plantă rezistentă, nu avem probleme cu făinarea, cu mana și așa mai departe. În privința la fruct, fructul, ia că asta este o problemă, fructul, pentru că dacă ar fi de dorit și dacă au oamenii, cultivatorii, plasă și plasă de umbrire, pentru că soarele care este semn de soare, e neagră. Soarele când încălzește, culoarea neagră dispare, se înroșește și prinde are bobiți de roșie. Așa bobiți când este o ducem la piață, o ducem, o dăm la export, nu e de dorit și este, pentru că nu e calitatea producției. Asta deja s-a prins la coașe, noi prindem alege din trânsa, adică mergem cu lezul prin alegere, adică care o găsăm coaptă și o strângem. Restul, undeva la pește, început săptămânii viitoare, ar fi în masă. Anul ăsta noi avem mai puțină pentru că au fost calamitățile naturii, au fost înghețuri și nu avem așa. Dar așa, după toate care sunt undeva, ajunge 20-25 până la 30 de kg la tufă. Adică, dar în timpul de față, noi avem jumătate de roadă. Suntem din nou la sortul lohtei, pentru că s-a fost extindere și am selecționat sorturi care sunt mai pentru mai convenabile pentru noi. Adică, el că sort mai temporiu, n-am concurență la piață și îl vând mai ușor.
chestia concentră și e detașamentă în coași, pentru că acolo e sortul, tot același sort, dar e mai în văgăună, mai în vale și nu-i cop. Deja aici deja se vede fructul că deja este negru și se, în stare deja că se poate de recoltat. Sortul Jumbo, care este un sort francez, un sort foarte puternic, avem boabe, adică fructul lui Jumbo este mășcat, rezistent la boli, unica și este că el se arde de soare. Noi nu avem protecție, dacă și protecția, păi noi ar mai avea calitatea și extra, super. Dar așa, în orice caz, este întrebat, mai ales de oamenii care au problema cu diabetul. În timpul de față, el este verde, în stare de formare, dar undeva să avem peste o lună. Peste o lună avem fructul deja bun pentru comercializare. Toate sorturile care se află pe teritoria asta sunt aduse de la Elveția. Am găsit întâmplător baza unde se reproduc materiale și le-am importat în coașe la noi la Moldova. Alături de Jumbo este și sortul Chester, adică avem un sort englez foarte, foarte puternic. El e foarte rezistent la seștă și rezistent la frig. Toate plantele care le avem noi sunt puse prin irigare, adică avem suporturi de irigare. Irigarea o facem prin apă care o scoatem din bazinul care e de acumulare a apei, o pompăm în sterna care o avem aranjată și de acolo ia apa se încălzește și ies după scurgerea ei, că merge la alt nivel, vine la plantă sub formă de capilare, adică e picurători. Picurătorile le punem, ne stăruim să le cumpărăm și să le punem la dimensiunea de la 15-20 cm, să nu punem la 50 cm, să mai bate o gaură de șeie și avem pierdere, nu de apă, dar avem pierdere de suprafață. Avem zmeură de două sorturi, adică Amira și Zugana. Sunt două sorturi remontante, unul e elvețian și unul e italian. Chestia concentră și e că pe partea dreaptă avem zmeură curățită după o metodă și în partea stângă avem zmeură curățită după altă metodă. În realitate, noi avem două metode de curățire a zmeurii. Zmeura aia s-a curățit de toamnă, tăiet cu cosilca până la pământ toată, până în partea aceea, dar aici avem lăsată lăstare, adică lemn de anul trecut la înălțime de 80 cm, dar cu mare părere de rău, anul acesta a fost un an care cu condiții climatice nefavorabile și el a fost afectat. Se vede după plantă. Planta este galbenă, n-are putere și ea pentru că e înghesată. Asta care e de anul trecut, deja etapa ei că e gata, e scoașe. Mai avem încă de 3 săptămâni și ca să se ducă tot a fi recoltată. După și se munte recoltare la roada de pe lemnul de pe anul trecut, undeva 7-10 zile și intră în rod ramura care iese de anul ăsta. Suntem la un centru, la un lot demonstrativ de căpșuni și anume suntem pe plantația de căpșuni de sortul Elba. Este un numele e corect, e Frigaria Vesca. Adică avem căpșuni, ne aduce dacă gustăm căpșunele, ne aduce mai aminte de copilărie când umblam prin păduri și pe dealuri și mâncam câte o fragă. Asta e fix aceeași fragă, numai că e cultură pentru cultivare și recoltare. Istoria acestei parcele și acestui teren demonstrativ a fost dat de FAO pentru a face un teren experimental, a experimenta sorturile care sunt pe suprafața dată. A fost dată și peliculă, adică agrotextil, plasa, stâlpii și chiar și material săritor, pentru a testa sorturile dacă ele sunt capabile de a da roadă la noi la Moldova. Cu mare bucurie, tare, tare bine rodește și unul și altul avem 4 sorturi care au fost aduse. Dintre sorturi care sunt cei mai bune care le testăm noi, este Albionul și Anabel. Albionul e dur,
la fructul dur, e bun pentru transport, transportabil și are gust. Dar mai gust mai pronunțat este anabel, însă cu mare scârbă el e nu-i bun pentru transport. Adică îl cultivăm și trebuie să prelucrăm direct ori să-l vindem deodată, pentru că altfel își pierde calitățile, să curge și așa și altele. Căpșunul este o cultură ce necesită condiții specifice de îngrijire. E nevoie de atenție, umeditate și altele. Astfel, pentru a respecta cerințele plantei, agricultorul a instalat un sistem de irigare în plantația sa. Noi dăm irigare de 3 ori pe săptămână. Undeva 20 de toane, la astea și parcele, noi 20 de toane le dăm prin irigare. Prelucrare chimică nu a fost întrânsă, nici de fier. Îngrășăminte nu au fost date pentru că am dat analiză la sol și avem azot suficient. Fosfor și caliu este pentru 10-15 ani încă cu rezervă înainte, așa că toate elementele le iei din sol și din apă. Adică am făcut analiză la apă și e foarte bună, nu avem probleme pentru salinizare, adică dacă îi dăm mai multă apă, se face și depunerea sărurilor și așa mai departe. Toate sorturile care le avem de aici, din față, pe terenul cultivat, el nouă ne bucură de fructele care le dă, până și chică omătul, până și dă înghețul. Adică omătul poate să-l chiși, dar până și dă înghețul. Are fructe, verzi, roșii și flori. Suntem în zona unde am cultivat cultura coacăză roșie. Am adus și coacăză neagră, dar cu mare regret coacăză neagră nu a rezistat la temperaturile noastre pozitive înalte și s-a uscat. Această cultură coacăză roșie a rezistat. A rezistat pentru că, mă rog, sistemul radicular e mai puternic, poate mai, a fost mai aproape de apă, de apa subterană. În orice caz, e un sort se numește Rovada. E un sort foarte bun, e mișcat. El, ca trei strugurul lui, este de două ori mai mare. În timpul de față, noi avem struguri foarte mic, dar el e de două ori mai mare, ca în realitate. Când avem timpul favorabil, nu cum a fost primăvara aceasta. Deja el e gata pentru cultivare, adică să-l strângem și să ajungă la destinație. În genere, sortul acesta la noi în Moldova e foarte rar, dar fiindcă materialul sărător e foarte scump. Dacă aș fost materialul sărător mai ieftin, ar avea lumea pentru cultivare în masă. În timpul de față, noi ne aflăm în laboratoriu plantație, adică care sunt, ce să zic, laboratoriu. Suntem într-o suprafață, pe suprafață unde am plantat trandafiri. Trandafirul este unica plantă care noi putem diagnostica că avem pe plantație, avem păduchi, adică tlea. Dar în limba rusă e tlea, dar pe moldonește păduchi. Păduchi care sunt și are și murul și zmeura și smorodina, toate plantele care le avem pe plantație, ele au păduchi. Dar nu, dacă noi să nu umblăm într-o parte, să controlăm într-o parte în alta, dacă iese păduchile, primul dintre ei vine la trandafir. Trandafirul e trage cu puterea lui de uleiurile care le are, ai mirosul și el vine dintre ei primul la... Dacă mergem pe aleia asta și vedem că într-o parte și în alta este păduchi, și înseamnă că trebuie prelucrat plantele cu insecticide numai decât să ușim din păduchi. Dar până în timp de față noi n-am avut păduchi pentru că am scăpat. Ca încheiere vreau să spun că pentru toate eforturile care le-am depus până în timpul de față, nu mă mândresc că am avut putere și tărie de caracter, deci voință eu și familia mea și am organizat de a cultiva și cultivăm aceste plante. Fiindcă nu toți au tărie și de caracter și dorința de a munci.
Dacă nu faci agricultură corectă, nu obții rezultate bune, susține Andrei Țăruș. Pentru a avea succes în acest domeniu, e nevoie de pasiune, implicare și documentare continuă.